Referitor la ordonanța de protecție care a fost emisă de judecătoarea Stratan Mariana în data de 25 martie, arăt că reprezentantul Inspectoratului de Poliție Ungheni, Glodeanu Oleg, în 25 martie el participa ca reprezentant a Inspectoratului de Poliție. De când eu primez la Inspectoratul de Poliție General a Capitalei, că Glodeanu Oleg, la 21 martie, era eliberată și a încetat raportul de serviciu ca funcționar cu statut public special. Deci Glodeanu, deci, mi-ai calumniat, mi-ai murdărit imaginea, ai dat declarații și mărturii false în ședința de judecată. Plus la aceasta, Snegur Anatol, care a fost avocat garantat de stat. Eu am ascultat PSD-ul respectiv care l-am prezentat în reportajul respectiv. Cum te ridea, a, fiduș, iar, deci eu cred că trebuie să-ți ridic licența persoanele competente de la Uniunea Avocaților, din cauza că tu nu ai manifestat o seriozitate ca avocat în acest proces. Eu am fost ilegal examinat și nici nu am fost citat. Glodeanu trebuia să mă citeze. Deci, foarte, foarte multe lucruri murdare. Deci, ca să știți, ordonanțele de protecție se eliberează, dar eliberați la persoane care, într-adevăr, prezintă un risc sporit. Dar, dacă nu, eu am să vă dau acest ghid, instrucțiuni și metodi privind, înțelegeți? Intervenția poliției în prevenirea și combaterea cazurilor de violență în familie. Expert, da. Plus la aceasta codul familiei, plăcintă, ți-l cadonez. Să-l ai în familie ca o carte de căpătâi, să știi cum să te comporți în creștere și educarea normală acestor doi copii. Plăcintă fiind fosta nevastă. Fosta concubină. Plus la aceasta, revină încă o dată, Vitalie Moisei, suntem pe aleia clasilor din capitala Republicii Moldova, din Chișinău. Nu încerca și-ți promova imaginea ta prin diferite lansări de carte pe la mese de pomenire. Știi unii, la rădenii vechi, parcă te-ai dus la un poet, la mormântare, da? Știi despre cine vorbesc. Eu înțeleg că tu te-ai apucat să scrii cărți, ai careva probleme, succesă-ți, dar nu uita că ceea ce faci, îți murdărește imaginea ta personală. Deci nu ai avut grijă de maică ta, cât era în viață și îi duceai sacoșul cu mâncare pe intermediul la o profesoară din sața idei și acum tu o plângi prin poeziile care nu prezintă niciun interes. Să fii încă o dată conștient de toate faptele și acțiunile care le faci împotriva imaginii satului de Baștene. Deci ăsta este gardul la cimitirul vechi. Din câte se observă, deci temelia este toată dărâmată, e făcută de dorul dorului și palierei să întrupți. Da? Și uitați, asta se numește primăriță care e, aruncă banii în vânt și îi folosește în alte scopuri decât cele necesare, ca șpalierii toți se rupți, se iede destul de bine, da? Uitați, garul ăsta înclinat pe o parte scadă, da? Și asta se numește muncă făcută în hante, da? Dacă asta e temelia. Deci vă dați seama și incompetență totală denotă asemenea primar care fură banii publici și nu-i folosește în îmbunătățirea stării acestui cimitir. Este primul cimitir a satului când datează satul și uitați stima și respectul pe care îl are față de cetățeni cât și de către cei care au locuit în acest sat, a dat viață satului, dar ea îl distruge. Poftim. Deci, sunt clare dovezele și probele respective. Deci, uitați așa, e denigrează imaginea cetățenilor. Emițând, când diferite șmecherii, decizii, cetățeni de onoare, halal, halal rușinii. Asta este intrarea din partea de la deal spre cimitir. Uitați ce gunoi, cum este depozitat. În bătaie de joc, tot făcut în bătaie de joc, fără nici un fel de gust de gospodar, nici pe aproape. Uite hârtiile pite aici și tot așa mai departe. Trebuie sancționată și întrebată ce faci cu banii publici și anume cu banii din bugetul satului. Nici scopuri folosești. Să facă caracteristici, este în stare. Deci, făcut de mântuială așa, spune. Asta-i
ca la niște oameni lipsiți de bun simț, de rușine și de stimă față de cei care au făcut ceva pentru sat și au contribuit. Ăștia știu numai să furie. Deci, eu am... Ca să amintim problema, te plângeai că nevasta s-a luat copilul, plecat el peste hotare, ai niște caracteristici de la primărie și acum... Deci eu am fost plecată de peste hotare odată careva interviu, replici la reportajul respectiv și s-a făcut de râs. Deci prin toate minciunile care, și calumniile care le-au adus acolo, de fapt eu am fost fugărită din Germania, nu am fost căsătorit cu nimeni, s-a folosit de dânsa cineva și mi-a traumat... personal, propriul meu copil, Fedeuș Mădălin. Deci asta a fost în perioada respectivă. Acum eu revin la subiectul în cauză. Deci eu am scris o plângere la Procuratura Generală în data de 4 iulie 2019 pe acțiunile ilegale ale primăriței din satul Rădenii Vechi, Raionul Ungheni, Golan Vera, cât și pe acțiunile ilegale ale fostei concubine plăcintă Ana. Vreau să aduc la cunoștință opinii publice că această persoană, care este o aferistă de înalt nivel, deci apare pe rețelele de socializare sub diferite nume. Pseudonime, da. Deci e Brânză Ana, Plăcintă Ana, Enache, adică ea apare numai în diferite ipostaze. De astea cum îi convine, de fapt, și reportajele care le-au dat cu vânzarea celor 2 tone de miere, o profesoară. Mierele respectiv eu am ajutat-o ca să le deie și să-i fie rușine. Mi-a dat lista și am încărcat automobilul și am dus saci cu mieri la persoanele care din municipiul Chișinău, cât și din Ungheni. Eu am făcut asta pentru copilul meu, dar ea mi-a denigrat imaginea mea, încă o dată mă refer, și personalitatea. Deci ce vreau să atrag atenția prin această plângere care eu am depus-o la Procuratura Generală, este numărul de înregistrare aici, cât și a unui unionist pe nume Mihai Goian, care la sfârșitul lunii iunie, dacă nu mă greșesc, în 30 iunie, punând la cale cu primărița din satul Rădenii Vechi, au postat pe rețelele de socializare, anume pe profilul său, Mihai Goian, deci fiind unionist în Raionul Ungheni, privitor că s-a dus să-mi ajute copil cu careva îmbrăcăminte, produse alimentare, jucării, nu știu. Deci, mult stimat unionist Mihai Goian, am o rugăminte, eu sunt Igor Fidiuș, tată acestui copil. Vreau să spun că eu am grijă de acest copil, să-l alimentez, să-l încalț, să-l îmbrac. Are cont bancar deschis în România, unii mamă acestui copil. Și cum am spus, aferista și mizeria de Plăcintă Ana i-a blocat, vreau să spun, contul acestui copil ca să nu beneficieze de alocația aceasta de stat. Deci mai mult ca atât, vreau să spun că am mers împreună cu primărița și cu dumneavoastră ca să publicați pe site-ul socializării, ca să eu să fiu sunat de către anumite persoane cunoscute și să spun, Igor, am văzut pe rețelele de socializare, pe Facebook, uite, tu n-ai grijă de copil. Deci eu am grijă de copil, vreau să spun că... Dar ce astea, și intrigi politici, dumneata spui că acela e pe unionist, înseamnă că dumneata ești statalist și de motive politice vă certați, sau nu, cum se explică? Nu, eu nu cunosc eu de asta și vreau pe intermediul microfonului liber, deci să-mi exprim opinia mea personală astăzi despre aceste încălcări și defăimări care mie personal mi le fac acest grup de oameni slabi și lipsiți de personalitate. Vreau să-și facă cumva imagine politică, cu toate că eu le-am scris pe rețelele de socializare că ei au pierdut arena politică. Deci primărița vine de la partidul lui fostul Mihai Ghimpu, da? Care a fost din nimic împreună cu tot cu nepotul ăsta lui de 3 copii, chiar. Pe urmă am înțeles că a trecut și a aderat la alte partide, dar asta verbal deocamdată mic și acum văd că merg unioniștii să murdărească mie imaginea cât și fiului. Deci eu aș ruga în mod public să vină să-și ceară scuze de la mine privitor la declarațiile care le-au făcut și le-au postat pe site. Copilul meu fotografii, privitor la acțiunile astea care ei le fac contrar voinței mele, eu am grijă de copil. Ceea ce au făcut... Poate sunt doar niște păreri, niște opinii apărate de lege, de Constituție, poate nu staman calomnie sau ofensă, nu? Eu vreau să menționez un singur lucru. Deci acest copil, vreau să spun că este folosit în scop de răzbunare împotriva mea. Deci sunt anumite categorii de femei care
își doresc copii la anumit bărbați. Dar ce legătură are cu unionistul din sat, cu primărița Olan? Nu știu, eu mi-am pus și eu o întrebare din cauza că eu am fost la poliție. Deci eu când am sesizat această plângere la procuratură, am fost chemat pentru a fi audiat în calitate de parte vătămat. Și mi-am expus la inspectorat de poliție Ungheni poziția mea despre aceste încălcări care mie mi s-au adus personal, cât și copil. De ce? Din cauza că ea încearcă prin aceste mișelii, nici nu știu cum să le numesc, să-și facă cumva o imagine. Eu am repetat și am spus, doamna Vera Golan, familia Golan, eu cui cu golănie numai în satul Rădinii Vechi, și am spus că plânge pușcăria după matale, deoarece venind în acest statut de funcționar public, n-ai adus decât imagine negativă satului Rădinii Vechi. Și am să aduc argumente și fapte concrete privitor la ceea ce ai făcut împotriva cetățenilor și ai folosit bugetul Consiliului Local. Mai mult ca atât, ai dat niște distincții în niște dispoziții a matale și ai numit niște cetățeni de onoare. Dar nu Consiliul Local îi numește, ci primarul, da, prin ordine, prin Consiliul dispoziție. Local, noi cunoaștem consilierii, pun la vot și primarul execută ceea ce spune Consiliul. Așa, deci e decizie Consiliului, e decizie colectivă. Dar eu vreau să accentuez, ca să fii cetățean de onoare trebuie să întrunești totuși niște condiții. Înțelegeți? Dar nu, cine o numește și nu merita, deci, și persoane, de exemplu? Deci eu vă dau un nume personal, eu am spus în plângerea respectivă. A, deci în plângerea asta și despre așa ceva ai scris, da? Așa ceva, deci eu aduc la cunoștință, ca să știe întreaga societate, emiterea diferitor acte legale, cum ar fi dispoziții cu titlul de cetățeni de onoare ai satului, unde de fapt cetățeanul Moisei Vitalie, deci asta este persoana care o candidat era numărul 2 pe lista la CNA. Moisei, ești astâmpără și eu ți-am mai dat de înțeles odată. Uite, noi suntem pe Aleea Clasilor. Dar pe el și vina are că a fost numit cetățean de onoare. Spun, primarul e de vinovat sau Consiliul, nu, care l-a propus. Deci noi nu promovăm, Moisei e victimă ca și cum. Noi nu promovăm niște persoane ca cetățeni de onoare care au adus imagine negativă statului Republica Moldova, cât și comunității. Dar prin ce sens era al doilea pe listă la CNA? Candidat la funcția de șef al CNA sau ce? Nu, eu acum mă expun la faptul ăsta că eu am văzut în următoarele care au fost actualmente știri că dumnealui a depus dosarul. Păi las, depui, poți depui și la președinție, mine nu mă deranjează chestia asta, nu ai depus tu. Dar tu ești o persoană integră, tu ești o persoană curată, tu ești o persoană pătată, tu ești o persoană murdară, care e prejudiciat, vreau să spun, că imaginea Republicii Moldova. Moisei, ai fost și ai învățat la școala muzicală din Călăraș, ai venit la Chișinău, ai fost alungat la Ministerul de Interne, ai fost la CNA, pe urmă la SPIA, întors înapoi. Deci actualmente am înțeles că tu îți faci studiile la psihologie și ești mai mult ca atât angajat în cadrul Direcției Securitate Internă la Guvern ceva, sau cam așa ceva, eu nu știu ce direcție ești, nu știu pe cine tu păzești și a cui telefoane le asculti și cu ce te ocupi. Dar de fapt tu știi cine este tatăl, Ghiță Moisei, Gheorghe Moisei, și cine a fost maică-ta. Dacă tu dorești să-ți spun cine a fost, să asculti înregistrările audio cu maică-ta, Dumnezeu să o ierte, tu ți-ai vândut casa din sat și am înțeles că dormi pe la rezervația naturală științifică Plaie, Faglă, prin pădure, acolo este deschis un hotel. Și eu, dacă vin primar în următorul mandat, cred că facem hotel în centru satului unui univermag. Și vă cazez pe toți, o să spălați rufele, le puneți pe culme, mai mult ca atât, să ai o nostalgie și o atracție poate mai mare față de Baștină și Meleagul natal, dar și erai spate în spate cu primărie și maică-ta Dumnezeu s-o ierte, eu nu vreau, înțelegeți, spun egres, dar toată lumea știe cine a fost Maruța lui Moisei, da? Nu, dar ce răspundere are fiul pentru faptele, vorbele, corect, imaginea părinților? Nu, eu vreau să spun că răspunde fiecare fost, individual. Corect, el nu a fost iubit la timp, băiatul ăsta, înțelegeți? El a crescut fără tată, părinții lui au fost separați. Dar dragostea asta pe care ții tu o cauți și vrei să te manifesti cumva în societatea tale, încearcă și fii curat. Eu ți-am spus atunci când ți-l-am promovat prietenul ăsta tău, Stratan, la Universitatea de Stat, când activam ca lector universitar și l-am făcut jurist. Este avocat la Strășeni. Mai mult ca atât, eu am să mă refer la cazul ăsta, deci Moisei Vitalie, Vârtosul Artur. Deci maică-sa lui Vârtosul Artur este consilier în Consiliul Local, din partea PL-ului, da? Presupun că a votat pentru fiul ei ca să devină cetățean de onoare. Aici vreau să ajung, dar fiindcă m-ați întrerupt,
Eu am vrut să arăt faptul ăsta că aici mi-ai promovat fiul meu și încă niște prieteni din prejur și îi facem consilier. E cam conflict de interese, dar poate s-a obținut în mod onest, poate s-a obținut. Corect, dacă s-ar fi obținut, eu vreau încă o dată să menționez. Artur, tu ai fost colegul meu de clasă, statul meu a fost diriginte, ce vreau să-ți spun eu ție? Nu te ocupa cu prostii, eu ți-am zis că îți dai într-o zi mâna cu ursul și ai să te întâlnești cu ursul? Eu am înțeles că tu mă bârfiești foarte mult, mă calomniez, mă pune grești în anumite cercuri restrânse. Unii sunt și prieteni de mine, nu uita și nu numai prieteni, dar poate sunt și persoane sub acoperire. Ca să spun care sunt infiltrate în discuții care le duci. Mie mi-e rușine de tine și tu să-i mulțumești lui Nederiță că te-a adus la Academia de Studii Economice. Deci tu lucrezi ca contabil, ca auditor, la compania Vitanta, noi facem publicitate, dar eu știu cine ești tu și capacitatea să manifestă neamul ăsta tău. Deci nu încerca prin asta și promova un moz dezastruos de viață și negativ. Deci tu ai venit în septembrie la gimnaziu din satul Rădenii Vechi, unde s-au făcut o competiție sportivă spartacheadă împreună cu Moisei, cu Dare și cu ceilalți care nu cred că ți-l dau numele, toți voi vă știți cine sunteți, dar mie mi-ar fi rușine când voi invitați băieți oaspiți din Chișinău și de fapt la noi sala sportivă este cu podeaua spartă, rupte, unde se băgau ștergare mari, bucăți de matrasă, voi veniți și ce cinste și ce fel de cetățeni de onoare voi sunteți când tu vii și promovezi prin sport berea Vitanta și le dai la toți radle. Tu ești bucuros de mintea ta, băi băieți. Eu îți lămuresc încă o dată. Sportul cu alcoolul nu are nicio legătură. Tu ai încurcat. Uite, eu ți-o spun în direct. Încearcă și controlează toate sentimentele astea tale și nu te da mare. Că de fapt ești nimic. Ți-o spun prin ce, prin toate acțiunile care le-ai făcut și nu trec la trecutul tău. Dar mă afectează foarte mult că voi ați intrat acești trei cetățeni, Iurie Dare, care vreau să spun că acesta este la fel ca și Vârtosul, ca și Moisei, deci murdar. Deci acesta este o persoană care a obținut o legitimație de combatant în conflictul armat din Transnistria, unde a furat mobilă, televizoare, ca și foane video, tot de la persoane de-a noastră care au fugit de rachete, de bombardamentele care au fost în Transnistria. Plus aceste acuzații grave de tâlhărie le puteți demonstra, corect, proba cumva? Demonstra. Sunt în sat persoane care au mobilă procurată de la rudele tale care i-a adus-o din Transnistria. Plus la aceasta, bă, nu vă-i rușine. Eu rog ca voi, în corpore, ca și la Curtea Constituțională, să solicitați să vă ia acest titlu, înțelegeți, statut de cetățeni de onoare. Voi nu sunteți cetățeni de onoare, dar voi ați murdărit încă o dată prin toate faptele voastre, nu sunteți persoane curate. Și eu n-aș dori ca satul nostru, Rădenii Vechi și Republica Moldova, să promoveze niște persoane care au făcut lucruri urâte și ilegale. Moisei le știi destul de bine, Vârtosul ți le-am enumerat și Dare iarăși la fel. Oi, îmi faceți întruniri pe la rezervația naturală științifică Plaiul Faglui, mesă, sănătate vouă, dar faceți niște lucruri frumoase, promovați, vreau să spun că adevărul și nu minciuna, promovați frumosul și nu prostie, promovați lucrurile care într-adevăr să aducă o atracție facetă, dar nu o ură și o respingere. Bun, și din trei cetățeni de onoare, deci nici unul n-ați găsit, da, bun și onorabil. Sincer, vreau să spun, pe minim o dată, știți cum spune, gata din punctul ăsta de vedere, că uite cine devine cetățeni de onoare, niște mizerii ale societății. Deci eu am și cum de votat consilierii? Eu am solicitat, vreau să spun, că în scris, și am trimis prețelele prin intermediul... Prin e-mail solicitare sau da, cumva, da? Ca să-mi fie, uitați, aceasta este cerere, eu am trimis-o vineri, cerere pe prezentul în regim de urgență să-mi fie eliberate copii la următoarele acte. Decizia Consiliului Sătesc, numărul 3/10 din 11 iulie 2008. Decizia Consiliului Sătesc, da. 3/11, 3/12, deci toate din data de 11 iulie 2000, privitor la emiterea deciziilor susnumite cu statut de cetățeni de onoare ai persoanelor care sunt indicate în respectivele decizii ilegale și contrare tuturor normelor de drept. Dar cum de nu le-ai contestat până acum, că aveai o lună să le contești în instanță, în contencios administrativ sau la Cancelarea de Stat, până acum n-ai știut de ele? Eu vreau să spun că am auzit din alte surse, dar până la urmă am solicitat ca să fie totul veridic. Deci mi se deie totul oficial, niște răspuns. Discutând cu secretara
de la primărie, cu rotanul Svetlana vineri, am spus că eu vin în sat ca să iau aceste copii. Dar având o discuție cu primărița Golan Viera, la începutul săptămânii vreau să spun că această persoană este lipsită totalmente de politeță, de o etică, de o conduită. Deci discut așa, și măi, și vrei. Deci denotă în continuare că nu are cei 7 ani de acasă. Vera Ivana, eu știu cât te tragi. De-a lui Ion Cărunt tu ești. Da, o votat-o, dar să vă spun că asta era șansa. Câte mandate ai? Nu, e primul mandat și vreau să spun că eu am fost persoana când m-am candidat la funcția de primar independent. Ați fost concurent. În 2011 și l-am scos de pe traseu, pe Bulbaș Simion, care era a patrulea mandat și a trecut de la PCRM la PLDM și tot și-a dat o șansă. Eu stând închis în 2013, prin mandat de arest preventiv. Fost închis. Uh-huh. Am stat închis 2 ani și jumate, mandat de arest preventiv din cauza la alegeri. Eu am fost primul cetățean din satul Rădinii Vechi care a avut de străduit în urma alegerilor locale din 2011. Uh-huh. Toată lumea știe aceasta, este plasat pe site-ul da, de socializare. Da, un interviu atunci. Și eu am dat interviul respectiv unde vreau să accentuiesc să atrag atenția. Activând în continuare în serviciu taxi, vreau să spun că cei mai informați sunt conducătorii auto de taxi. Nici SIS-ul, nici KGB-ul și nici FSB-ul nu are atâta informații. Dar cum critici dumneata acum pe acei cetățeni de onoare și primărița din sat pentru părinți, pentru antecedente, acum și-i pază, că aia Fediușa s-au stat la pușcărie, e pușcăriaș. Ascultați, lăsați să zic, este așa o vorbă spusă în rost, atsumei aturmă, nici zaricaise. Uh-huh. Niciodată să nu spui nu, din cauza că... S-ar putea să eu, tu, da? Oricine. Eu n-am avut, vreau să spun că antecedente penale, n-am avut de afaceri cu organele până de drept. Până la urmă s-a terminat dosarul, ai fost deci, condamnat sau te-au găsit, te-au citat? Dosarul este la Înalta Curte Europeană, pus pe rol, nu da, știu dacă s-a stăpat. Vreau să spun că care a fost răspunsul. Se încetează din cauza termenului de prescripție care au trecut și se consideră vinovat. Deci se consideră vinovat. Ești o persoană, adică mă consider sau sunt, sunt două lucruri diferite. Când uh-huh. ești și te consideri, adică dacă ești bolnav, ești bolnav, dacă te consider, mai întâi trebuie să stabilim vinovăția. Poți deci este prezumția bolnav, nevinovăției, unii trebuie să-mi demonstrezi. Deci până la urmă eu am aflat și am vrut să revin cum abat puțin de la plângere respectivă. De ce am spus din serviciu taxi? Domnul Iuri Toma, fost președinte al raionului Ungheni. Salutări prin intermediul acestui microfon liber. Deci noi astăzi suntem în data de 4 august 2019. Deci să știi că deviza mea este că timpul este cel mai bun învățător. De mine m-a învățat foarte multe lucruri și am acaparat foarte multe informații privitor cum ai săpat împotriva mea în perioada respectivă când erai președinte raionului Ungheni. De ce? Am avut ocazia și am dus un consilier de-a fostului prim-ministru Vlad Filat. Îi spunem numele Vitalie Rotaru. Te-a sunat la orele nu știu cât de noapte, că el o chemat. Deci mi s-a spus din start cum vinei și divulgai, din ce considerente nu au luat pe LDM-ul numărul de voturi și tot așa mai departe. Deci eu când am fost eliberat, dacă ți-a adus aminte Iura, noi ne-am întâlnit la magazinul Corona de Ungheni. Te-am salutat și tu mi-ai întrebat, Igor, da, zic eu sunt. Eu am să-ți spun cine ți-au făcut toate aceste cadouri. Deci tu știi destul de bine. O informație falsă, eronată. Nu. Deci nu poți conta pe mărturia unui pasager din taxi, nu? Nu, asta dumnealui personal mi-a spus. Da. Pus la aceasta. Și poate deci, fi toți o păcăreală, o minciună. Nu. Noi știm dosarele fabricate care s-au făcut la comandă politică în scop de răzbunare. Că la noi sunt două căi. Dacă te consideră prea avansat, prea deștept, ori te duci la Costujeni, ori te duci la penitenciar, la pușcărie, cum spun toți, da? Deci pușcăria tot este o instituție și nu cred că ar trebui să râdă cineva de chestia asta, că nu se știe, că în viață se spune așa, că de moarte și de pușcărie nu scapă nimeni. Deci, dumneata, cum ai venit și te-ai răbufnit împotriva la toți oamenii ăștia, că mă ating că ai de gând să candidezi din nou și să nu, fii concurent cu ei. Nu, eu candidez asta, să o știe la sigur toată lumea, deci eu candidez din nou. Deci ce am vrut, eu am scos de pe rețelele de socializare, da? De pe site-ul primăriei, și toate m-au dus în eroare Rotaru Svetlana că deschide primăria rădinivechi.com și îți vezi deciziile respective. De fapt, nu-i publicat nimic, nu-i publicat, da? Eu nu am văzut așa ceva. Dar lista consilierilor, uitați aici, deci eu am sustras-o și este lista consilierilor. Din start se vede aici, dacă dumneavoastră o spuneți camera, deci Vârtosul, da? Mina. Este aici, Ana, numărul 9, a, plus la aceasta Vasile Țicu, ăsta este cumnatul lui Vârtosul Nina, că ele sunt două surori, Lida
Țicu. Știți consilierii actuali? Sunt consilieri. Au intrat la PLD Meș, PLD, dar acum cred că sunt în alte partide sau neafiliat. Și eu fac mulți de la PLD. Iacă uitați aici dumneavoastră dacă o să vedeți. Țicu Vasile PLD, Nina Vârtosu PLD. Și vreau să spun că mie mi-e rușine ca matale, ca primar, să dai așa titluri de cetățeni de onoare unor persoane care sunt murdare, care au prejudiciat familii, fiică din Transnistria. Dar un singur lucru îți spun, dacă vrei să mergi pe Ungheni și să săruți pământul, te trimit pe strada Oleg Ungureanu. Deci acesta este un verișor de meu, de raionul Ungheni, care îi poartă numele o stradă, el într-adevăr și-o da viața, e cu moarte de erou. Deci în conflictul ăsta armat din Transnistria. Dar despre tine am auzit foarte multe lucruri urâte, discutăm și cu combatanții. Deci eu nu vreau decât un singur lucru, ca voi să vă retrageți personal, în corpore, toți trei, să veniți să spuneți, noi nu merităm acest titlu și credeți, nu o să ne facă cinste din cauza că cei ce vreau să arăt, să aduc argumente în continuare primăriței din satul Rădenii Vechi, Erevana, nimeni nu o să-ți ierte decât doar bunul Dumnezeu, înțelegi? Toate faptele care le-ai făcut contrar cetățenilor. În primul rând, mini stadionul din centrul satului. Noi spunem în urma acestui reportaj imagini, foto, cât și video. Temelie, tot format, niște pietri, o aglomerație de pietri, plasă nui, cartierul Tinerețe, iar la fel, într-o stare deplorabilă. S-au cheltuit niște bani a bugetului local, dar de fapt s-au făcut niște lucruri de mântuială. Un gospodar, Vera Ivana, ca să știi, a? Eu de ce spun Vera Ivana, că așa toți spun în sat, ești o asistentă medicală, nu ai studii în administrare publică, nu te supăra pe mine. Dar ți-o spun dar așa, nu e obligator, primarii poate să n-ai niște studii în primul medii. Rând, da. În primul rând, nu ai cei 7 ani de acasă, din cauza că dacă aveai cei 7 ani de acasă, erai dintr-o familie de oameni gospodari, că știu toți cine au fost Ion Căruntu, când stăteai de vorbă cu lumea, scărpina mai jos de buric, înțelegi? Și manifesta un disgust față de dialogul pe care îl purta, plus la aceasta. Deci unii ai văzut matale că când faci un gard la cimitir, îi pui așa numai gândurile, niște leațule și cu sârmă dai așa cu vopsea, leapa, treapa. Și de fapt temelia, șpalerii sunt trupți, temelia este spartă, tot acolo, de rușine. Acela este primul cimitir a satului Rădenii Vechi. Acolo sunt înmormântați și părinții matale. Și vreau să spun că toți cetățenii din satul Rădenii Vechi care văd acest interviu și acest reportaj, o să priviți, eu am să anexez și am să dau ca să fie anexate la acest reportaj. Deci starea deplorabilă în care arată acest gard de la cimitir, cât și temelia. Poate primăria e săracă și n-au bani și au făcut cum au putut. Nu, vreau să spun că nu este săracă. Din contra, dumneai, am să vă prezint și listele cu sumele de bani care s-au alocat pentru anumite servicii care trebuiau efectuate. Deci s-au cheltuit mai mult bani decât se vede. Corect. Plus la aceasta nu s-au făcut lucrările respective, vreau să spun, câtuși de cât. Eu nu cer că să fie, să vin, dar acolo dacă vine un expert, eu am spus și am dat rugămintea în urma acestor declarații, rog să fie atras la răspundere legală, conform legislației vigoare a Republicii Moldova, care un calc conștient și solicit să fie întreprins măsuri de verificare și probare a celor relatate de către mine, conform sesizărilor după competență instituțiilor de drept, cu abilități corespunzătoare de verificare și atrage la răspunsul anume, Procuratura Generală. Deci eu am dat la Procuratura din Ungheni. Curtea de Conturi, Inspectoratul Fiscal, deoarece asemenea primar a uitat că trebuie să respecte legea, legile statului de drept numit Republica Moldova. Câți cetățenii acestui stat de drept, deoarece funcțiile vin și se duc, dar oamenii rămân prejudiciați, umiliți, jigniți, ofensați, etc. De către asemenea primari ca Golan Viera. De eu ce? Mă gândesc că asta e o răfuială electorală și dumneata până deci, acum atâția ani nu te-ai deranjat, dar acum când vin alegerile și ai de gând să candidezi, te gândești să scrie o plângere la procuratură și alte organe. Eu am să aduc argumente ca să folosești în campanie electorală. Am să vă prezint, nici cu un scop nu am aceasta. Deci această femeie, vreau să spun că dacă eu mi-aș arăta aceste răzbunări, cum le numiți dumneavoastră, deci au încercat în diferite modalități, de când mai eliberat și vreau să spun că ai, Vera Ivana, înregistrări cu mine audio făcute când îți părea că discuți cu Vitalie Moisei. Tot pe telefon le-am făcut. Și am să arăt în discuțiile respective cum discutăm, în doi, de fapt,
eu eram Vitalie Moisei, da? Unul dintre cei cetățeni de onoare, unul dintre cei cetățeni de onoare. Plus la aceasta, din 2016, când m-am eliberat, Vitalie a încercat tot să-mi faci numai greutăți, în cazul caracteristici eliberate negativ. Și ești matale să-mi eliberezi mie caracteristici negative. Eu nu sunt locuitor, eu sunt cu viza de reședință, eu activez în municipiul Chișinău. Formal ești locuitor. Vreau să spun că matale nu poți să mă caracterizezi. Când noi să lucrez cu mine în colectiv, atunci poți să-mi spui capacitățile mele intelectuale, abilitățile mele profesionale. Dar, de fapt, nu ești o persoană care să mă caracterizeze, să spui. Păi, a mai fost celălalt primar care spunea în caracteristica respectivă că când apare fidiuș pe teritoriul satului, deci eu sunt un lup care vin din păduri sau cum asta, m-ați ofensat din start spunând că când apare pe teritoriul satului. Eu de fiecare dată am apărut și am să apar. Mai mult ca atât, eu am să locuiesc acolo, lângă voi, din cauza studiile mele, capacitățile mele. Și nu am să fac, vreau să spun că iarăși din nou o reîntoarcere. Studiile mele îmi permit în orice instituție care se află pe teritoriul satului, începând de la grădiniță și terminând cu primăria, nimai vorbind de gimnaziu, nimai vorbind de rezervația naturală științifică, deci să activez în aceste structuri. Deci eu nu sunt persoana care se vin după funcție. Asta să fie clar. Deci pe mine mă doare, în primul rând, starea lucrurilor care au evoluat în sat degradant, nu constructiv, dar degradant. Deci totul s-a folosit din bugetul statului pentru a-și face niște interese. Și mai vorbim în toamnă, după alegeri sau după investigația polițienească, a corect, procuraturii. Eu n-am venit, vreau să spun că în toamnă, să zic că acum era. Eu de mult vă căutam, mi-ați spus că ați fost plecat o perioadă da, de timp. Da, mai mult la București. Și credeți-mă că interesul meu era ca să arăt opiniei publice. Plus la această plăcintă Ana, care ies fotografiază niște pantaloni rupți, e la modă, băi, poți să-ți rupi și maica, pe mine nu mă deranjează, mai eu sau cum vrei să-i spun. Tu, fata, o să ai în vedere un singur lucru, că acest copil tu îl distrugi, fidiuș Mădălin, și încerci... Câți ani are copil? 2 ani și 7 luni. O, încă e mic. Merge, vreau să spun că din data din 1 ăsta, din 11 august, mie mi-a dat conform răspunsului, parcă părea 01 august, la grădiniță, este înscris la grădiniță. Eu încerc să mă interesez să văd de ce are el nevoie. Acolo, în țara străină? În sat, dar eu discut cu asistentul social. Ei, dar ce l-ai înscris în sat dacă el e plecat cu mama psihotare? Nu, e în sat, eu venit la scurt timp. A, s-a întors în sat? Când dumneavoastră ați făcut reportajul cu mine atunci. S-a întors în sat? Deci s-a întors la scurt timp, nu a stat nici 3 săptămâni și a venit înapoi. Este o persoană bolnavă și vreau să spun de ce, din cauza că răspunsurile care mie mi s-au dat. Și dacă e omul bolnav și trebuie să-l... Uite aici, deci este un CV. Un de la instanța de judecată, da, un CD. La instanța de judecată, care eu l-am solicitat prin cerere, la judecătoria Raionului Unghie. Am achitat pe acest CD. Și proces verbal de ședință, nu? Sau e probă din dosar? Vreau să spun că acolo nu a fost ședință de judecată, acolo a fost o șezătoare. Am înțeles. Plus la aceasta s-au făcut niște chestionare. O venit plăcintă Ana în data 25 martie și a depus o ordonanță de protecție. Asta nu-i dar prima ei ordonanță. Dar ce era asta? Cu divorțul sau nu, cu stabilirea? Nu, ordonanță de protecție. Ah, și ești deci, acum, minimă, ești acum nu, obligat expirat, să nu te aprochi? A, expirat. Domn Bregă, e expirată de mult. Uh-huh. Eu o fac din principiu, sunt o persoană foarte principială. Și vreau să spun că am verticalitate. Eu nu merg scornirilor mincinoase și să merg să bărfiesc instanța de judecată pe tata acestui copil, care el susține acest copil, are grijă de dânsul. În România am încercat, încă o dată menționez, să primească alocația de stat acest copil, care toată lumea știe cât de greu să obține și ce sumă aloc statul român copil. Dar, ultimul accentuez, minut. Dar, această persoană, împreună cu Glodeanu Oleg, fost angajat în Inspectoratul de Poliție Ungheni, care a fost demis din funcție, vreau să spun, la data de 21 martie. Eu primind, vreau să spun că răspund și am să-l arăt. Demis pentru alt caz, probabil, nu? Nu, eliberat din funcție el, ca persoană. Bun. El vine și reprezintă în instanța de judecată. A, deja nu mai trebuia să reprezinte, nu mai avea... Nu avea niciun statut. Deci niciun statut de persoană. În baza asta, dacă ai așa probe, poți cer revizuirea cazului. Eu am lămurit și când am scris la Consiliul Superior al Magistraturii, repetat, am fost în audiență. Plus la aceasta secunde. Doamna judecătoare Aliona Danilo, rușinii, deci eu încă o dată menționez și accentuez, rușinii tuturor judecătorilor.